Va fi minunată, pentru că am primit niște oameni minunați care au făcut-o și niște artiști minunați. În momentul de față, societatea e foarte predispusă la ură. Trebuie să urăm ceva. Trebuie să găsim, să inventăm un dușman. Cum spunea Umberto Eco, inventăm un dușman și în sfârșit tragem toate gloanțele din el, pentru că avem atâtea gloanțe de tras. Prin urmare, ce pot să spun? Decât că eu încerc să-mi fac bine meseria și cred că în România cel mai mult lipsesc profesioniștii, în toate domeniile. Și chiar dacă ceea ce fac ei nu primește o recunoaștere imediată și nu va primi imediat, asta mi se pare regulă, ei să știe că totuși au pus o pietricică, o cărămiducă mică, pe care cândva se va construi o România poate mai sănătoasă, să sperăm. I wanted to change things, you know. I want to like be part of a positive transformation of society, you know. Să nu mai fie războaie la naiba, să nu se mai certe lumea, să nu mai fie hate, asta clar. Adică e foarte greu să spui de ce dracu avem nevoie de artă. Cred că este să stârnească, în primul rând, să schimbe puțin rutina aia care parcă nu ne aparține oricum. Asta face altă. Stârnește și și oblojește.
Oamenii sunt încă frumoși. Teach you the first three steps of Mago. First, get this. One thing in the world, I guess that I will change people's minds, you know, or bodies, in order for them to feel more empathy.